10 și 34 de minute, ascultați Radio România Actualități. Astăzi petrece câteva minute la alături de Alexandra Dariuscu. Bun venit! Bine v-am găsit! Prima pianistă din țară care a cântat la Royal Albert Hall din Londra. Zic bine? Da. Și prin New York. Da, și în întreaga lume. Tocmai și... am terminat acum un turneu mondial. Este atât de talentată Alexandra încât am meritat să, să o invităm la radio. O mulțumim că ai acceptat. Știu că te-am furat un pic de la repetiții. <laughs> uh, îți mulțumim pentru efortul pe care l-ai depus Alexandra. Uh, ceva mai devreme am auzit uh, câteva acorduri și aș vrea să le explicăm prietenilor noștri despre ce, ce este vorba. Da, în primul rând mă bucur tare, tare mult să fiu aici în studio alături de dumneavoastră Cu mare drag am acceptat invitația Piesa pe care, bucățica de piesă pe care tocmai ați ascultat-o a fost preludiu de Chopin numărul 8 Alexandra, știu că locuiești la Londra Da de ce ai venit acum în România? Am venit cu ocazia concertului pe care îl susținem cu Orchestra Națională Radio a României, la Sala Radio, vineri seara, mâine seara, la ora 7, împreună cu. am înțeles prima dirijoare a acestei orchestre, Tiani Lu, care este o prietenă foarte bună a mea, ea este din China și locuiește în Australia. Așa că mă bucur din suflet că a acceptat și ea această invitație și cântăm împreună. Ai emoții? Emoții sunt tot timpul și e bine să avem emoții pentru că ne pasă într-adevăr de fiecare notă pe care o cântăm acolo pe, pe scenă și e frumos să transmitem toate aceste emoții publicului. De obicei sunt foarte mulți artiști care moștenesc din familie talentul și pasiunea pentru muzică. La tine cum a fost? La mine a fost insuflată o dragoste de muzică de când eram micuță și bucuria aia de a cânta, de a fi împreună cu oamenii. Muzica aduce bucurie în inimile oamenilor și parcă îi strânge împreună. Țin minte când eram micuță și mai învățam câte o piesă, când veneau oaspeții în vizită, tot timpul le cântam și așa de mare încântarea era. Râs cu ochii, ți s-a spus asta de multe ori, bănuiesc, nu? Da, de câteva ori. <laughs> Ești foarte senină și cu siguranță emoția pe care o transmiți publicului va ajunge întotdeauna acolo unde trebuie. Ionuț? Uh, am furat-o de la repetiții. Da, Sperăm, sperăm că nu s-au supărat colegii. Nu, nu, tare. A, a, Avem nu te pauză acum. Cine <laughs> foarte mult. După acest interviu, însă să te întorci în sala de, de repetiție, de concert. Da. Va fi ultima, nu? Dinaintea concertului. Mai avem și repetiția generală mâine dimineață așa că mai avem un șnur, dar mă bucur tare mult. Orchestra este <coughs> într-o formă extraordinară și am foarte mulți colegi cu care am copilărit și este minunat să revin din nou aici. Și nu prea printre persoanele norocoase care și-au dat seama încă de, de la vârste mici că vrei să faci ceva. Da. Vrei să te apropii Vre. de pian. <laughs> Da, am fost unul dintre cazurile alea foarte bine cuvântate care am știut de la început că vreau să devin o pianistă concertistă. Nu provin dintr-o familie de muzicieni cum ar fi ca să știu exact drumul pe care voi merge sau a fost foarte mult de intuiție, am avut foarte multe persoane, profesori care m-au ajutat pe drum și au crezut în mine, dar a fost tot timpul dorința aia de a mă perfecționa, de a deveni mai bună, de a cunoaște mai mult. Este vorba de curiozitatea aia în viață care în momentul când cunoști oameni și noi culturi, înveți de la fiecare. Și este minunat. Chiar acum am avut acest turneu mondial cu proiectul Spărgătorul de Nuci și cu mine și am fost în întreaga Europa, în China, în Australia, în Emirate, în America și efectiv este așa de frumos să cunoști atât de mulți oameni, să aduci bucuria muzicii în fiecare sală. Au fost săli de, de 4, de 5 mii de oameni, au fost și săli mai micuțe de o Efectiv s-a simțit emoția aia frumoasă pe care o transmite muzica. Când tu erai la început de drum priveai pe alții cu mare admirație, acum când alții te privesc pe tine cu mare admirație, cum reacționezi? Mă bucur foarte mult și dacă pot să inspir generația tânără de a îndrăzni să viseze, de a munci foarte mult, că este vorba de foarte, foarte multă muncă. Cum spunea și Enescu, e 1% talent și 99% muncă, e foarte, foarte adevărat. Iar stilul acesta de viață, pentru că nu este un job a fi muzician, ți-l însușești și efectiv trăiești prin fiecare bucățică a corpului tău, trăiești muzica. Și prin toate concerte suntem suntem sigur că noi uitat primul sau nu, prima apariție? Da, prima... primul, primul concert cu orchestra a fost foarte, foarte special. L-am avut la 9 ani cu orchestra din Chișinău și a fost extraordinar. Bineînțeles, nu știu, probabil știți povestea, dar am avut niște papuței cu toc mic și am alunecat. Și acela a fost un moment foarte important în viața mea, pentru că în oricare domeniu în care ești, ori pici la figurator ori la propriu, dar, bineînțeles, și copil fiind dirijorul s-a speriat, mama mai era în primul rând și spunea, au, leu, ce s-va întâmpla, partiturile zburau pe acolo, pipitrele pe jos. Dar efectiv m-am ridicat și în oricare situație trebuie să te ridici. M-am dus, m-am plecat publicului și așa de mult mi-a plăcut concertul ăla, eu eram singurul copil de pe scenă, toți adulți în jurul meu și țin minte că am ieșit de pe scenă după ce am terminat concertul și am spus mamii și profesorii vreau să devin o pianistă concertistă ce însemna, habar n-aveam. Dar a fost, a fost minunat să simt treaba asta și tot timpul a venit din interior. și de la momentul acela a ajuns acum la România Calități. Vorbim despre da. turneul... Da. <laughs> Cum ai ajuns la Londra? Um, la începutul clasei nu, la sfârșitul clasei a 10-a a fost un concurs, eu am fost la foarte multe concursuri când eram micuță, dar uh, concursul Constantin Silvestri a avut ca uh, premiu nu bani, nu nimic altceva decât decât o bursă integrală la o școală din Marea Britanie. Școala aceasta a fost extraordinară și am făcut clasa 11 acolo. Am avut o profesoară de pian numai cu 9 ani mai mare ca mine. Um, am avut acces la foarte multe partituri, la bibliotecă, la un pian extraordinar, dar oamenii din Marea Britanie m-au primit exact într-o familie. M-am simțit um, foarte apreciat, au văzut munca pe care o depun. În prima zi uh, la această școală, eu obișnuită fiind de acasă, că nu erau săl de studiu, mă sculam la 4 dimineața și mergeam la, la exersat. Și bineînțeles că am uh, apăsat pe clanță în cămin și nu am știut că era o alarmă și a ascultat toată școala. Păi, <laughs> și erau mai mult de 1000 de copii în E școala. frumos să dormi la ora aia. la muncă. Dar ce înseamnă pentru ce reprezintă astfel de burse pentru cineva care e la început de drum? Pentru că accesul vital. la uh, partiturile foarte multe și, știu, timp. Pentru tine ce a însemnat? Ce a reprezentat? Uh pentru mine a însemnat enorm de mult. Aș putea spune că mi-a schimbat viața total bursa aceea. În momentul când investești în tinerii talentați, investești în viitor. Și în, cel puțin la vremea aia, că a fost acum 17 ani, erau foarte, foarte puține. Știu că era singura bursă în care puteai merge și era bursa absolut integrală, inclusiv câțiva bănuți de buzunar. Înseamnă enorm, este un acces la, la o altă cultură, un acces la, la informații care nu, e, nu erau aici, să nu uităm, acum 17 ani eu nici nu aveam telefon mobil, Scriam scrisori acasă și te gândești că nu-i chiar așa de mult timp în urmă. Dar mi-a mi lărgit orizonturile, mi-a deschis uh, o nouă ușă. Bineînțeles, uh, nu am neglijat niciodată și am fost extrem de recunoscătoare la to toată fundația care mi-a fost pusă de acasă. Uh, am studiat cu profesoare foarte bune, uh, care au crezut în mine și, și m-au îndrumat pe drumul bun. Dar Marea Britanie a fost așa ca o... Uh, a însemnat libertate pentru mine. Crezi că un artist reușește mai ușor în, în străinătate decât în țară? Cred că fiecare artist are drumul lui și nu ai cum să, să spui că voi continua drumul acesta pentru că ăla va fi. Deci eu nu am avut niciodată în cap că voi locui în Marea Britanie, nu am avut niciodată un drum, uh, țintă acolo și așa va fi. Uh, niciodată nu poți uh, să crezi că socoteala de acasă este cea care este și în oraș. Nu, nu. Sunt foarte multe uși care pot fi deschise, sunt foarte multe persoane care pot ajuta, sunt colaborări uh, și, și depinde și de uh, chimia dintre oameni. Depinde, uh, într-un fel ai un talent, dar cum îl înmulțești. spune când ți-e dor de acasă, cum îți... Uh regăsește echilibrul. Da, dorul este un cuvânt foarte frumos. Acum, bineînțeles, cu toate canalele de social media și, bineînțeles, putem fi în legătură mult, mult mai aproape decât era când am plecat eu inițial. Distanțele par mult, mult mai aproape. De exemplu, cu dirijoara cu care cânt mâine, ea locuiește la Melbourne, eu eram în Londra și am avut repetiție pe Skype. Deci eu cântam, am pus laptopul lângă pian, eu cântam, ea dirija, eu în Londra, ea în Melbourne, și pur și simplu am făcut această repetiție de o oră și a fost extraordinar. Deci am simțit parcă era în aceeași cameră cu mine. De Incredibil. A funcționat, nu? Absolut, da, da. Până la urmă, da. știi că suntem tentați să spunem că tehnologia asta uneori ne controlează viețile, că nu facem altceva decât să ne uităm pe telefon, că avem Facebook-ul, avem Instagram-ul, care pur și simplu acolo postăm orice am face, dar cred că ar trebui să vedem întotdeauna jumătatea plină a paharului și povestindu-ne ceea ce ai făcut tu, o repetiție practic prin Skype, demonstrează clar că și tehnologia este foarte foarte bună și are rolul ei în viața noastră, dacă este folosită cum o Absolut și trebuie folosită constructiv. Iar în momentul ăla când folosești ceva pozitiv, sunt rezultate foarte bune. <laughs> Sigur că da. Dar profesoara ta de pian ce spune? Care profesoră? De... Să <laughs> dacă au fost mai multe, am găsit un citat cu cât, îți dai mai mult, cu cât îi dai mai mult pianului, cu atât primești mai mult. Da. Dacă ar fi tu să fii acum în rolul profesorii, ce ai spune? Aș zice că are tare mare dreptate. Nu, cu cât... nu se schimbă cu nimic. Nu, nu. nu și um, a fi muzician înseamnă să înveți tot timpul. Bineînțeles, eu fiind pianistă, sunt piese noi. Aproape în fiecare două, trei săptămâni este o altă piesă nouă. Și este un ritm foarte alert. Um, e bine că am o memorie vizuală foarte bună, piesele trebuie memorate, um, dar este așa un repertoriu de vast și de frumos, uh, încât trebuie să ai o sete de cunoaștere, trebuie să vrei într-adevăr, iar uh, eu sunt genul de persoană care dacă îmi pun ceva în gând, se întâmplă. Uh, dar, nu știu, profesorii au un, un rol vital, nu neapărat numai la început pe parcursul carierei și acum unde sunt, încă am ore cu diferiți profesori, când învăț de la fiecare, de la fiecare dirijor și cred că în momentul când cântăm împreună, atunci învățăm cel mai mult unul de la altul. Simona, una dintre prietenele noastre de pe Facebook, are o curiozitate, te întreabă Alexandra, dacă asculți și alt gen de muzică decât cea căreia te dedicat profesional? Da, ascult Absolut tot felul de muzică. Um, când am timp liber, merg la concerte de pop, deci am fost la concertul lui Robbie Williams, care a fost incredibil. Erau 60.000 de oameni acolo și energia pe care a dat-o și cum, cum cântă omul ăla, dar cum uh, uh, face toată, toată mulțimea e de oameni, să gândească la fel. De ce aia cu Let Me Entertain You? Da, Într-adevăr, da, da. ne. Vorba... <laughs> Știi că a venit în concert și la București, a avut, da, da susținut aici un concert. Nu este o personalitate atât de carismatică, are un caracter fenomenal. L-ai cunoscut personal? Nu, nu l-am cunoscut. Nu. Cu ce uh, artiști ai intrat în contact? cu mulți. <laughs> Cu mulți, nu, um, vreau să vă spun că este o legătură foarte frumoasă cu marea noastră soprană Angela Gheorghiu, um, cu care vom face un turneu minunat, dar uh, a fost atât de frumos să pășim pe scenă, am avut concert la opera din Viena și bineînțeles uh, opera fiind, uh, nu știu așa, capul operei din lumea noastră și să pășesc pe scena aceea și alături de, de Angela a fost incredibil. Are, are așa un fel de personalitate care prinde mai multă viață în momentul când este pe scenă. Și, efectiv, așa a fost ca două prietene care ne-am distrat enorm și am dăruit atât de mult publicului care nu ne mai lăsa să plecăm. Am avut vreo șase visuri și, efectiv, lumea nu mai voia să ne lase, să ieșim de pe scenă. Tare mult mi-ar fi plăcut să văd concertul acesta. E undeva pus pe internet? Uh, cred că este, dar vom face un turneu mai mare în care vă voi da detalii mai târziu. A, și mai bine. Ce spun? Eu, 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 oarecum intuit, mă rog, am venit întrebarea după Viena, după scene și multe momente și tânări. Ce-și mai poate dori Alexandra Dăriescu? Cred următoare, turneul care ui, ui, ui. spune, nu? Uh, sunt foarte multe turnee, Deci din septembrie um, Îmi pare foarte bine că revin la festivalul George Enescu pe 7 septembrie Împreună cu Orchestra Națională a Franței um, Dar după aia este Un turneu continuu um, Sunt un turneu cu Filarmonica din Moscova În Marea Britanie avem 11 concerte Apoi în Austria cu Ton Cânslă Apoi în America un Turneu cu Angela Gheorghiu, dar și debuturile Mele cu orchestrele din Detroit și Houston. Um, apoi merg în turneu în Australia și Noua Zeelandă, cu orchestre din Sydney, din Melbourne și din Auckland și apoi de acolo fac numai 47 de ore până în Canada. <gri> <Okay>. <gri> și timp pentru tine, <gri> tine când <chin> mai <gri> Da, dar ăsta este timpul meu, Asta din, e cel mai frumos și dacă tot am adus uh, vorba de timp, din păcate nu vrem să te răpim foarte oh. mult La fără 10 știu că, știm că te așteaptă colegii pentru repetiții Pentru noi a fost o bucurie și uh, cred că și pentru prietenii noștri de pe Facebook Văd foarte multe mesaje pentru tine, oh, Alexandra Te așteptăm de fiecare dată aici la Radio România Actualități Te îmbrățișăm, îți dorim mult succes uh, și te mai așteptăm Mulțumesc din suflet și salutări la toți ascultătorii noștri